puțini sunt cei care se întreabă cum arată o zi din viața unui milionar. Nopțile însă sunt de-a dreptul toride și pline de pasiune. Iar John Albert este unul din milionarii discreți care a preferat să se stabilească în Marbella pentru a nu fi în atenția publicului. Dar să facem o incursiune în universul acestui om care a avut șansa de a gusta din toate plăcerile vieții. Înconjurat în permanență de 5 columbiene, John Albert se poate declara un răsfățat al sorții. Chiar te ocupi de toate nevoile fetelor? Da, de absolut tot. Tot ce au nevoie, plus vacanțe, plus absolut tot ce cheltuială și chiar au și salariile lor. Simt că am îmbătrânit și eu, am ajuns la 31 de ani și vreau să-i predau ștacheta domnișoarei, Andreea, aici, care are 23 de ani și ea se ocupă practic de toată comunitatea, toată nebunia de party-uri. Și la ce mă gândeam, dacă rămâneai în țară, în București, erai un rival foarte serios pentru Alex Body, pentru Gabi Bădălău? Eu tind să cred că am alt stil cu mult mai bun. Și o să dovedesc asta. Domnișoara Andreea, veniți unul la mine. Și cam ce nevoie au fetele? Cam ce fel de cerințe au? Nu foarte mari. Să mai iasă seara la o cină, să distracție, party-uri. Și dacă în cazul în care vor o poșetă, eu știu, o pereche de încălțări? Astea și le cumpără ele din salariul lor. Apropo de salariu, salariul bun? Foarte bun, eu zic că e foarte bun. Cam cât? Câteva mii pe lună. Columbianca Valentina a ieșit Miss Spania. Se întâmplă să aveți și cereri pentru prezentări de modă aici în Marbella sau în alte localități? Da, desigur. Chiar acum avem un Miss lângă noi, da. Miss Spania, Valentina. Hai! Valentina, te pregunta, nu? Yes. Just a moment, fii atent aici. Am totul pregătit. ¿Qué tallas tienes? Tallas. De ropa, zapato. De ropa del... Ok, small, pequeña, XS y 36. Hermosa. ¿Estás casada? No, no. Soltera. ¿Tiene un amigo? No. Sin compromisos. Da, iată că avem lucruri interesante din partea domnișoarei. Te gusta John Albert? Sí, por supuesto, una excelente persona. Un macho man. Sí, un buen amigo, un buen hombre. Am înțeles, mai departe. Yo te gusto? No. De mí, no? No, no. No. Bon. ¿Por qué te fuiste de Colombia? Ah, porque mi mamá vive aquí hace muchos años, entonces tengo familia española y me encanta este país. ¿Cuántos años tienes? 20. 20 años. Mama lui John Albert este adevărata stăpână a casei, știe tot, supraveghează tot. Ați făcut anumite cursuri pentru masaj? Da, dar nu foarte multe și încă nu le-am terminat. Sunt amatoare. A, deci nu aveți, zic așa, o pată la mama? Nu, nu. A, o faceți din pasiune? Da, din pasiune. Și curățenie? Curățenie tot eu fac, tot așa din pasiune. Este relaxant pentru mine, este ca un hobby. Poate vă ajută și fetele care sunt... Bineînțeles că mă ajută și ele, doar sunt stilate, rafinate, elegante, ca niște prințese. A, da, oricum le puneți la treabă. Da, da, mă ajută, vin ele singure, nu trebuie să le rog deloc. A, oricât de prințese și rafinate ar fi... Cuvântul meu asta este foarte greu. Da, nu pot să mă refuze și le e milă de mine, vor să mă distrez și eu la fel ca și ele. Ce salariu aveți? Păi, salariul meu este fără număr. Nu am o sumă anume. Fiul meu are grijă de mine, nu-mi lipsește nimic, mă simt ca o regină. Regina mamă? Regina mamă între prințese. În cazul în care domnișoara Andreea vrea să nu are somn, are insomnii, vă cheamă să-i faceți un masaj să... Se bage sub pătură? Păi de insomnii nu s-a plâns niciodată. Adoarme repede, nu? Da, da, adoarme foarte repede. Chiar și la prânz doarme. Și o răsfățată domnișoara, Andreea. Da. E adevărat că dormiți la prânz? Da, o oră, o oră jumate. În fiecare zi.
cum o vedetă de film, John Albert își conduce la bălăceală mica lui armată de fete, iar regina mamă stă cu ochii pe ele, așezată într-un scaun cuib. Cum ai reușit să aduci aceste fete foarte frumoase din Columbia? Păi am cunoscut-o pe Valentina la un party, a plăcut foarte mult party-ul meu și a zis că are foarte multe fete faine care ar dori să trăiască în Spania și să se bucure de climatul ăsta și de viața asta. Și se pare că fetele din Columbia sunt un pic peste ceea ce știam eu și mi-am imaginat eu, după cum vezi și tu. Le-ai asigurat transportul tot sau? Absolut tot. De la ele de acasă din Columbia până la aeroport, transport asigurat, bilete, viză, absolut tot. De aici în aeroport, la fel până la domiciliu și aici nu au nici cea mai mică cheltuială. Poate în timp își vor găsi pe cineva să se căsătorească sau să aibă copii sau... Păi dacă m-au pe mine, de ce să mai aibă nevoie de altcineva? Eu fac 20. E ok. Eu știu, dar domnișoara Andreea nu este geloasă? Am foarte multe lucruri în comun cu domnișoara Andreea, printre care faptul că și îi plac femeile. Poftim? Poți să întrebi. Poftim? Păi, trăim într-o societate modernă. Andreea, poți să vii puțin, te rog? Poți să vii prin apă, dragă, lasă că nu e o problemă. Deci, m-ai lăsat fără cuvinte. Ca să înțelegi, Andreea a avut două iubite superbe. Erau iubitele ei și aveam și eu parte. E adevărat ce spune Albert? Da, este adevărat. Deci ai avut două iubite? Da. Două iubite oficiale, dar am mai avut și aventuri. Păi și Albert, ce a zis? Că eu mai aplaudam, mie îmi place, mai, când nu mai puteai. Nu are nimic împotrivă. Păi și acum... Păi n-ai înțeles, sunt și eu în ecuația aia. A, cu cele două iubite, trei, cu... A fost pe rând, s-a despărțit de una, după aia alta, dar eu eram cu ele, împreună. Mintea mea deja e tulburată și de asta zic că... Păi de ce? Care mai e scopul să am atâtea femei pe lângă mine dacă... Păi nu, eu am crezut că este logodinga ta și că vrei să... Da, poate fi, păi este și se bucură și ea de viață, adică este bi, cum se spune. A, deci e foarte permisiv. Da, foarte. Și prima iubită din ce țară era? Din România. Ambele au fost din România. Acum călătorește în Columbia. Și acum sunteți singură din punct de vedere sentimental cu o fată? Da, da. Acum caut o fată care am văzut-o în IDME acum ceva timp. O fată blondă. Și mi-aș dori să o fac iubita mea, dacă o găsesc. Deci ca să înțelegi, s-a drăgostit de ea la prima vedere și a fost rușine să o contacteze, până și-a făcut curaj, fata a plecat și a rămas cu... Se gândește la ea după 3 luni de zile, a văzut-o în IDM, se dusese să-și ia niște rochii. Deci ați văzut-o pe Instagram sau pe morpă? Nu, pe în IDM și... A, chiar în magazin? Da, și până m-am hotărât eu să mă duc să o cer Instagram-ul, ea n-am mai găsit-o. Ce ați fi spus? Sunt pe Instagram-ul ei și vorbim, să ieșim la o cafea. Și de acolo se descurcă ea, crede-mă, chiar dacă este o fată inocentă și așa, au atracție între ele, femeile, de obicei. Adică eu ies cu ea în club și îți garantez atrage mai multe femei decât mine. Și totuși cred că sunt și eu cât de cât ok. Da, deci aveți o anumită tehnică de a cuceri o femeie. Nu neapărat, da, zâmbesc, dacă îmi zâmbește înapoi, e clar. Da, bănuiesc că sunt și câteva puncte de atracție, nu să zic, sau... Da, îmi plac fetele fit și drăguțe, cu vibe bun. V-ați gândit cumva la căsătorie? Da, îmi doresc, dar nu, acum peste ceva timp, peste câțiva ani poate. Și un copilaș? Da, la fel, peste câțiva ani, vreau să îmi trăiesc viața la maxim și după... A, și când o să vă măritați, o să vă cumintiți? Nu cred, nu. Adică veți continua să iubiți? Bineînțeles. O altă femeie? Exact. Dacă află soțul? Păi el știe oricum tot. Îi zic orice, îi zic tot. A, deci eu, până la urmă soțul va fi Albert. Da, normal. Ați suferit din dragoste pentru o femeie? Da. Plâns? Da. A plâns după prima ei iubită? A plâns? Și, și pentru a doua am plâns pentru că încep să te atașezi și automat că te doare când se termină. Și de ce v-ați despărțit? Din
din cauza lui. Ai fost gelos? Nu, eu, ele. Ele își doreau să fie la același nivel cu domnișoara și nu se putea, având în vedere că datorită ei exista toată relația. Acele domnișoare voiau o mai multă atenție și nu se poate. Adică ea e acolo și ele sunt un pic mai jos. Într-o relație cu o femeie sunteți posesivă, geloasă? No. Acaparatoare? Într-adevăr, nu-mi place să o văd zâmbind de alte fete sau mai știu ce, dar sunt puțin geloasă. Ar fi păcat să nu admirăm tatuajele acestei columbiene blonde. Apoi, pe gazonul proaspăt tuns, fetele încep un joc senzual cu mingea, iar milionarul Albert s-a bucurat când au făcut grămadă peste el. Unii au câini și pisici drept animale de companie, dar John iese din tipar. Domnișoara Andreea, ce aveți pe antebraț? Animăluțele mele de companie? Nu cred. Ba da. Au și un nume? Ciprendel. Cum le întrețineți? Păi, e foarte simplu toată ziua. Mai mereu stau doar în spa, doar în cușcă, pentru că sunt foarte mici, ne este frică să ne pierdem. Și le dăm mâncare. Și ne mai jucăm din când în când cu ei. Hai să vedem cum sar. Bam! A, și vă jucați fiecare zi cu ele? Cam așa, în fiecare seară, pentru că sunt nocturne. Ziua dorm. Da, ca și noastră. Da, exact. Și cât costă o astfel de jucărie? Cam 400 de euro prețul veveriței, doar că mentenanța lunară e la 200-300 de euro de jucărie. Așadar, ce activități are în Marbella un om cu o situație financiară peste medie? Plajă, stat la soare și un mic dejun royal într-unul din beach cluburile din stațiune. Iar John Albert este primit ca un oaspete de seamă în locație. Domnul Horatiu, acesta e locul de care ți-am povestit. Patul ăsta îl închiriezi de fiecare dată. De obicei e de pentru 4-5 fete, dar merg cât mai multe. Ai văzut cum îmi place mie, să fie cât mai multe fete. Aici este zona VIP. Da, este zona VIP, au mai multe zone VIP, dar ăsta îmi place mie cel mai mult, că e direct la intrarea în piscină. Prețurile mi se par accesibile, având în vedere că în România acum te duci și plătești și nu ai servicii ok, aici chiar sunt serviciile super ok. Ziua de muncă la ce oră începe? Care muncă? Suntem într-o continuă vacanță aici. Nu muncim, Marbella, doar ne distrăm. Lucrurile devin și mai interesante când aflăm că românca Georgiana Elena Mateiaș se ocupă de administrarea localului. De 14 ani, da, de 14 ani muncesc pentru companie, iar după toți acești ani pot spune că mă simt ca acasă, muncesc ca și cum ar fi pentru familia mea. Aici se organizează și petreceri? Foarte multe petreceri, foarte, foarte multe petreceri. Avem atât petreceri de zi, cât și petreceri de noapte. Colaborăm cu foarte mulți DJ din afară. Bănesc că și cheltuielile sunt pe măsură, adică din partea clienților. Corect, da, nu putem să ne plângem. Ne puteți așa devoala care a fost cea mai mare notă de plată? Da. Undeva la 20 și ceva de mii de euro. În câte ore? 6 ore. Spuneți-vă, cât costă o șampanie, o sticlă de vin? O șampanie ajunge până la 3500 de euro. Să spunem cea mai scumpă. Cea mai ieftină? Cea mai ieftină, 460. Da. Domnișoară, vă mulțumesc foarte mult. Aveți salariu bun? Da, nu mă pot. Când intrați la noi și vedeți priveliștea, deja vă simțiți în paradis. Puteți să mergeți, puteți începe o zi de dimineață, de exemplu, să mergeți la gym, apoi să continuați cu un mic dejun delicios, iar apoi vă puteți relaxa la plajă, la piscină și așa puteți continua ziua. Doamna, spuneți-vă, vă rog, ce mănâncă milionarul Albert la micul dejun? Ouă royal și mic dejun englezesc. Aolo, și în ce constă acest mic dejun englezesc? Acest mic dejun englezesc constă în ouă prăjite, cu cârnați, cu bacon, cartofi.